Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie, fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră. Sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi. Pentru cei care ați ales baba numărul 2, 2 martie, hai să vedem ce energie au ieșit pentru voi. Pentru voi a ieșit luna în scădere și zeița Oșun, zeița iertării. Pentru voi este timpul să renunțați la ceva, să renunțați la toate sentimentele negative pe care le țineți în voi, la toată durerea și resentimentele pe care le cărați după voi. N-are rost să vă împovărați cu lucrurile nasoale, urâte pe care vi le-au făcut alții, pentru că acelea sunt păcatele lor, e datoria lor să le care după ei, nu e datoria voastră. Eliberați-vă de aceste bagaje karmice, pentru că nu vă ajută absolut deloc, ba mai mult vă îngreunează în traiectoria voastră în viață. Nici pentru voi acesta nu va fi unul optim ca să începeți lucruri noi, nici afaceri noi, nici relații noi. E momentul să vă concentrați pe ceea ce aveți deja în viața voastră, pe oamenii care sunt deja în viața voastră și încercați să reparați relațiile cu aceștia. Asigurați-vă că anul acesta vă cereți iertare de fiecare dată când greșiți, că le arătați oamenilor din viața voastră cât sunt de importanți pentru voi și că îi tratați cu respectul și aprecierea necesară. Acesta va fi anul iertării și al reîmpăcărilor pentru voi. Parte s-ar putea să vă reîntoarceți la un loc de muncă din trecut, la un partener din trecut, să vă împăcați cu niște prieteni, membri ai familiei. Și atunci când vă este greu să iertați anumiți oameni, țineți minte că nu îi iertați pentru ei, îi iertați pentru voi, ca să vă eliberați voi de această durere și de această traumă. Amintiți-vă că iertarea
este în primul rând un act de iubire și respect pentru sine și apoi pentru cei din jurul nostru. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la Astrozarul, cărți de tarot și cărțile Oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnică și mâine pentru următoarea babă. Pa, pa!